început o circulă astăzi în București. Toată lumea se pregătește pentru Marea Unire. Bianca este într-o casă de români, acolo unde sunt părinți, bunici, copii mulți. Bună seara, Bianca! În direct cu pregătirile de Ziua Națională. Bună seara, Mihai, așa cum ai spus și tu, pregătiri mari sunt și acasă la doamna Mărioara Man Gheorghe, care ne-a așteptat nu singură, ci alături de 5 copii foarte frumoși și foarte talentați, dar și alături de mama sa, pe care o avem alături de noi. Ne-a așteptat cu fasole, cu plăcintă, are foarte multe surprize pentru noi în această seară. Da, bine ați venit în casa noastră, aici la Clinceni, la casa parohială. Ne face mare bucurie să fim împreună la așa zi mare. Vă mulțumim că ne-ați onorat și mulțumim că ne-ați primit. Și dorim pe această cale să le spunem românilor la mulți ani sănătate și Dumnezeu să le ajute și o viață mai frumoasă. Dragii mei, eu am pregătit aici, fac o fasole, așa, fasolea tradițională, da? Uitați-vă cât, dar nu știți cât de bună este, să știți că este excelentă. Este fără ciolan de data asta. Fără cârnați, fără ciolan, fără... astăzi și... Dar se poate. Fără carne, adică e o mâncare de post. Fără așa. Da. De post astăzi. Dar cei care mănâncă pot să-și pună carnea lângă. Noi astăzi așa o mâncăm. Dar românii mănâncă la zi mare și cred că e important să ai sufletul curat. Și restul Dumnezeu știe ce e bine și ce este rău. Dar bine ați venit la noi în casă, dragii mei. Mă bucur tare mult. N-am făcut doar fasole. Mă bucur tare mult să vă cunosc mama, adică pe bunica Elenei și pe Anei. Haideți că după ce vedem... Asta e plăcinta, nu? Plăcinta de dovleac. Cu dovleac. Și asta e de post, foarte bună. Îți trimit și ție, să știi, Mihai. Mamă, ce bine arată. Mamă, ce bine arată. Și asta e pită caldă. Pită caldă, uite, pită din cuptor. Așa. Și bineînțeles că mâine e Sfântul Andrei și aș vrea să spun tuturor celor care poartă acest nume la mulți ani și să-i spun și nepotului meu. Știți că eu am 5 nepoți, sau numai 5 am? 5. O mai fi apărut câțiva între timp. 5 nepoți și foarte mulți copii. Dar uitați-vă, copiii noștri de la Clinceni, grupul Mlădiței Ilfovene, o parte dintre copii sunt aici alături de noi. Sunt copii crescuți de la 3 ani și astăzi au venit să ureze tuturor românilor la mulți ani, împreună cu mine și cu mama mea, cu bunica. Uitați-o, ea este mama mea, Ana. Salută-i, mamă, pe oameni. Să trăiți la mulți ani, așa, la sănătoși. Ați venit bine la noi și sunteți primiți și Dumnezeu să vă ajute. Să vă ajute și la mulți ani din partea mamei mele. La mulți ani și zile fericite să aveți cu tăță. Dar nepoatele, bunicii, unde sunt? Adică Ana, Elena, mulțumim. Bănuiesc că au treabă în seara asta. Vreau să știu dacă vă reuniți de 1 decembrie, dacă pregătiți o masă. De 1 decembrie, eu, de exemplu, am 4 spectacole, 3 cu grupul Mlădiței Ilfovene, da, suntem plecați aici, aproape, și la Bragadiru, și în București, și la Ploiești. Elena și ea este plecată și în țară, dar ne întâlnim, cred că, de Crăciun, sigur. Și important este să fim opiați cu sufletul și Dumnezeu să le ajute la fiecare copil pe drumul pe care merge și nouă, să ne ajute Dumnezeu. Și pentru că mâine Sfântul Andrei și știți ce se întâmplă în această seară? Știți? Se pune grâul la încolțit. Uitați-vă, eu astăzi la grădiniță am făcut un eveniment foarte frumos și am pus și grâu cu copiii. Și acum, uitați-vă așa, repede, pun grâu aici acasă, că la grădiniță l-am pus, da? Ia uitați-vă, ca să faceți și dumneavoastră, rapid, așa. Uitați. Punem grâul la încolțit și îl punem în cameră, așa, la lumină. Și să vedeți ce grâu mare și să dăie Dumnezeu anul ăsta care vine să fie bogat. Să avem suflete curate, să avem bogăție și, bineînțeles, să ne fie pruncii sănătoși.
sănătoși, Dumnezeu să le ajute. Dacă se poate să spunem și prin cântec. Da, da, da. Putem să vă cântăm așa a capela ceva cu copilașii noștri, dacă sigur, chiar ne-am, bucurat. De asta am venit. Cu drag, astăzi am cântat cu copiii la grădiniță Deșteaptă-te române și încă trei cântece patriotice. Puteți să intrați pe Facebook să le vedeți. Și am fost tare mândră să-i văd pe copiii mei de 3 ani că știu să cânte Deșteaptă-te române. Și acești copii știu să-l cânte, dar o să cântăm un alt cântec. Așa e românul când se înveselește, ca și stejarul când înmugurește. Așa e românul când se înveselește, ca și stejarul când înmugurește. Așa e românul când ca și stejarul când a înverzit. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul o rugăciune către ceruri zboară. O rugăciune către Dumnezeu, mă rog fierbinte pentru a noastră țară și pentru tine, sfânt poporul meu, mă rog fierbinte pentru a noastră țară și pentru tine, sfânt poporul meu. La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, România! La mulți ani! Ce scumpă e bunica! Să trăi și să fii fericit! Câți ani are bunica? Mama dumneavoastră? Câți ani ai mama? Mă duc pe 85. 85 de ani și cel mai tânăr... 85 de ani! Cel mai tânăr dintre copiii care au cântat Așa e român. Mic... Câți ani are? Cel mai mic este Bianca. Avem trei de Bianca. Alex? Alex este cel mai mic. Uitați-vă aici, Alex. Câți ani are? Da? Câți ani ai? Spune câți ani ai? 7 ani. 7 ani, s-a emoționat. Da. S-a intimidat, dar să știi că îl cunoaște pe Morar și ne-am mai fost la voi în emisiune și venim absolut mereu acolo și venim cu drag, să știi. Dar emoțiile mai minunat mari. Cât să asculți în preajma Zilei Naționale un cor format din români de la 7 la 85 de ani cântând Așa e românul într-o bucătărie unde se gătește românește, chiar de post, dar cu siguranță gustos. Chiar am vrut să vă întreb la fasolea aia, ce-i puneți pentru gust? Pentru că pun pariu că dacă o arunci în farfurie, nici nu simți nevoia să adaugi carne. E, în primul rând îi pui suflet și bineînțeles, așa cum se pune ceapă, ardei, bulion, foi de dafin, piper. Toate astea, să știți că e atât de gustoasă, dacă vrei să știi că eu strâmet un borcan de fasole de asta de la Clinceni, de aici, la casa parohială de la noi. Neapărat, cu semnătură. Fasole foarte de la casa bună parohială Clinceni și cu semnătură. Foarte bună și Bianca, la doamna preoteasă. Bianca și oamenii de la antenă o să stea la masa noastră aici să mănânce această fasole. Bine, dar pofta cea mare... O să mă asigur că ajunge fasolea la tine cu bine, Mihai. Asta o să vedem, dar dacă mănânci fasolea, Bianca, trebuie să ții după aceea tot postul. Ăsta e canonul. Dacă trebuie, trebuie, mă sacrific. Ea e tânără și are timp să țină post. Important este să facem lucruri frumoase, plăcute lui Dumnezeu, să ne ajutăm semenii, să iubim copiii și să dăruim, mai ales acum în aceste zile, când îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos,
când îi așteptăm nașterea, să fim mai buni. Deci masa de Crăciun, mi-a spus că o să o aveți în familie până de Crăciun, însă aveți o grămadă de sărbători. Mâine este ziua nepotului pe care vi l-a dăruit Ana. Da. După aceea vine Sfântul Nicolae, ziua nepotului, da, pe care vi l-a dăruit Elena. Elena. Dar... Și Amelie este Nicol. A, și Amelie, da. Numele. Fata mică la fel... a Elenei. Da. Aveți o grămadă de sărbători, dar de sărbători, da, de strâns în jurul mesei, doar de Crăciun o să reușiți. Vă ocupați dumneavoastră să împodobiți? Sigur, de Crăciun, de Sfântul Nicolae nu știm. N-am înțeles. Dacă împodobiți bradul. Da, sigur că da. Deja la București s-a început pregătirile. Amelie este lângă brad, acolo se fac pregătiri mari. Noi încă nu, dar și noi facem aici la Clinceni ca să... se bucure nepoții că vine și aici la noi Moș Crăciun. Sperăm să vină cu zăpadă, să vină așa cu Sania prin curtea asta, cum venea când erau copiii noștri mici. Așa venea Moș Crăciun la noi cu Sania, să știți, aici în curtea casei parohiale. Vă mulțumesc mult de tot, doamna Mărioara. Mulțumesc că mi-ați prezentat-o și pe bunica, pe mama dumneavoastră. Pe mama mea. A, accentul ei de Ardeal. Da, dumneavoastră, dumneavoastră l-ați mai pierdut, dar mama vorbește exact ca în Da, Canada. Eu l-am mai pierdut. Eu l-am mai pierdut pentru că eu sunt plecată de mică, dar mama mea îl păstrează. Dar de câți ani? Și de câți ani s-a mutat la dumneavoastră? Mă bucur că l-am lângă mine aici. Păi eu o stat o perioadă mai mult aici, vreo 10-11 ani, după aia s-a întors în Ardeal și acum de când s-a născut Amelie, nu? Aici. De când s-a născut Amelie aici și nu mai pleacă, stă cu noi aici. Dar nu e dor de casă? Unde să se ducă acolo? E greu să-i aduci, da, îi dor, dar... să-i dezrădăcinezi pe bătrâni? Așa este, dar aici e mai bine că o vedem, avem grijă, putem de bunică. Noi grijă de ea. Se bucură de nepoți? Se grijește singură. Vă mulțumesc. Așa e, de strănepoți, care o grămadă. Și eu vă mulțumesc, o seară bună, Dumnezeu să vă ajute. Să rămână, vă mulțumesc mult de tot. Bianca, de asemenea, cam Doamne așa ajute. Se pregătește o casă de români pentru Ziua Națională. Imediat după pauză continuă pregătirile, repetițiile pentru paradă. Avem